dintr-o familie creștină. Încă de mic, părinții m-au învățat despre Biblie și despre Dumnezeu, dar eu nu înțelegeam nimic. Și am completat diferite studii biblice și nu numai odată și tot nu înțelegeam. Dar într-o zi de data de 4 septembrie până în data de 6, am avut loc seminarul la care fratele Vasile a predat cursul Întoarceți Inima spre Dumnezeu. Și studiind cursul, am înțeles că sunt păcătos și că trebuie să primesc pe Domnul Iisus în inima mea. Cu ajutorul Domnului, pe data de 13 septembrie, l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, după predica fratelui Vasile. Și după ce l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, am simțit o ușurare, parcă mi s-a luat o piatră de mine. Și am început să înțeleg cuvântul și în mine parcă aveam o poftă, o sete de cuvânt. Și astăzi vreau să primesc botezul cu ajutorul Domnului și cu ajutorul dumneavoastră și vreau să le mulțumesc mult celor care m-au învățat și m-au condus spre această cale, părinților mei, păstorilor mei și antrenorilor mei de taekwondo. Și vreau să-L studiez pe Domnul cum voi putea. Dragă Bogdan, crezi tu că Domnul Iisus Hristos este Cel care ți-a luat acea povară, acea piatră care te-a păsat de greu? Da, cred. Ești gata să duci vestea Evangheliei celor din jurul tău ca și ei la rândul lor să fie eliberați de această povară? Sunt gata. Pe baza mărturiei tale și în baza cuvântului lui Dumnezeu, te pătesc astăzi în numele Tatălui, Fiului,